vreau să facem cel mai bun meci de până acum. Vreau ca familia noastră să fie mândre de noi. Vreau ca părinții noștri să zică ăsta e băiatul meu. Surorile și frații să spună ăsta e fratele meu. Copiii să spună ăsta e tatăl meu. Toți din echipă să zică ăsta e colegul meu. Și în tribună să zică ăsta e idolul meu. Și pentru ăsta vin la fiecare meci. Pentru familia Andra Pin jucăm astăzi. Și plecăm de aici, din casa noastră, cu 3 puncte. Un, doi, trei și... Rapidul! Victoriei. Sunt în trecere de un șor, m-am îmbrăcat așa. De ce v-ați îmbrăcat ce așa? Ce mesaj să am? Bă, așa mă port eu. Ce mesaj să am? Să pună osul la treabă, așa, și să conștientizeze că joacă meci de meci, sold out. Ceea ce e mult, mult, mult de tot pentru România. Batem cu 2-1. Cine scrie la? Unul Rahmani și unul Petrila. Păi ce căutați la meci atunci? Asta nu înseamnă că nu trebuie să venim să vedem spectacolul, nu? Superb! Păi de ce ați venit în seara asta? Care a fost motivul principal? Atmosfera. Îmi place atmosfera din Giulești? Da. Credeți că Rahmani este omul sezonului la Rapid? Eu cred că o să-l depășească pe Doganzic ca și goluri marcate. Sper să fie golgeterul campionatului, cum a fost și Doganzic anul acesta. Poate că e voie să deșurcă aceste momente, să suferim pentru a fi mai puternici ulterior. Dacă suntem inteligenți, să învățăm ceva din această seară. Emoționante.
frază a fost una de cele mai frumoase noapte, seară, de când sunt aici. A fost o victorie frumoasă, frumoasă pentru băieții. Vreau să-i mulțumesc pe suporte pentru acum aici, în Juvesti. E un spectacol. Păcate că am rămas numai 5 minute acolo, în Peruza. Jucați pentru noi, cântăm pentru voi. Să știe. A Rapidu! A Rapidu! A Rapidu! A Rapidu.